Bună! Sunt Adriana Silvica Lefter și în următorul material vom descoperi care sunt efectele încălzirii globale, analizând evenimentele care au avut loc în ultimii ani. Vă reamintiți ce este încălzirea globală? Înseamnă încălzirea pe termen lung a planetei, cea pe care o resimțim se datorează cantității mari de gaze de seră emise în ultimii 200 de ani. Acestea persistă în atmosferă de la câteva luni la câteva sute sau mii de ani și afectează, deci, planeta timp îndelungat. Dar care sunt efectele încălzirii globale? Priviți cu atenție această hartă, în care este redată temperatura medie la nivel global, începând cu 1880 până în anul 2018. Observați cum culoarea galben-portocaliu, simbol al temperaturilor crescute, cuprinde tot globul. Următorul grafic arată cum variază temperaturile medii pe ani, de-a lungul timpului, din 1860 până în zilele noastre. Puteți vedea că tendința este de creștere constantă, diferența fiind de mai mult de un grad în ultimul secol. Deși gazele cu efect de seră determină creșterea temperaturii medii globale, vor exista locuri precum regiunile polare în nordul Europei, care rămân încă destul de reci, deși planeta se încălzește. Strâns legat de creșterea temperaturilor este regimul de precipitații determinat de evaporarea unei cantități mai mari de apă, care în unele zone va produce inundații, iar în altele secetă prelungită. Ploile abundente și alte evenimente meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente, precum tornada din vestul Spaniei din ianuarie 2018, furtuna de la București din iulie 2021, ninsoarea din Creta din ianuarie 2022. Nivelul mărilor și oceanelor crește parțial datorită încălzirii oceanelor și datorită topirii ghețarilor. Din anul 1880 până azi, nivelul a crescut cu 21-24 de centimetri. Dacă gheața se topește, așa cum vedeți în imagini, va contribui la creșterea nivelului apei. Orașele de pe coastă vor fi amenințate de inundații, în special în timpul fluxului sau a furtunilor. Ecosistemele vor continua să se schimbe. Unele specii se vor muta în regiuni mai reci sau se vor acomoda sau ar putea chiar dispărea. Cum crezi că se schimbă viața noastră datorită încălzirii globale? Caută informații pe internet, discută cu colegii despre efectele încălzirii globale asupra vieții voastre, asupra plantelor și animalelor terestre sau acvatice, asupra oamenilor în general. În investigația voastră, vă puteți folosi de următoarele întrebări. Cum este temperatura în locuința ta vara și iarna, comparativ cu temperatura de acum 30 de ani dintr-o locuință? Ce măsuri iau părinții pentru o temperatură confortabilă? Care sunt condițiile în care își desfășoară activitatea în aer liber unii oameni, vara și iarna? Ce măsuri de protecție sunt luate de obicei? De ce? Care sunt consecințele încălzirii globale asupra vieții și sănătății oamenilor? Cum poate fi afectată viața acvatică datorită încălzirii globale, dar viața terestră? Ce ar trebui să facă oamenii pentru a limita încălzirea globală? Organizați ideile obținute în urma investigației sub forma unui grafic. Puteți folosi acest exemplu. La revedere!